Bine ați venit! Sunteți la Oameni de Poveste. Voi sunteți oamenii mei de poveste și ce mă bucur că v-ați făcut din nou timp de noi. Cuvintele mele ar păli, mai bine las pe Grigore Tepopa să zică. Neisprăviții noștri sunt azi foarte primejdioși, fiindcă sunt mulți și fiindcă formează mediu. Ei vor să stăpânească și nu știu cum, dar dacă nu pot comanda spiritele, ei stabilesc destule confuzii pentru o îmbolnăvire gravă a societății. O să ne spună invitații mei de astăzi, când scria negru pe alb Grigore Tepopa, mărețul Grigore Tepopa, gândurile astea. Astăzi lângă mine doi oameni de poveste. Nici nu îmi vine să cred, dar uite, respirăm același aer. Oana Popa, strănepoata lui Grigore Tepopa, mulțumesc tare, tare mult că ți-ai făcut timp de noi. Îți mulțumesc ție că ne-ai invitat și să știi că nu e atât de ușor să fii strănepoata lui Grigore Tepopa. Bună ziua tuturor, bună ziua ție. Mă bucur că ai o asemenea emisiune și mă bucur că v-ați găsit timp și v-ați găsit energie în toată această lume a știrilor și a cancanurilor și a tabloidelor și așa mai departe să vorbiți despre un asemenea om cum a fost străbunicul meu. Oricând, și expertul în comunicare medicală, doctorul Richard Constantinescu, mulțumesc bine, tare, tare mult! Găsit, exact, ce bine că ne vedem atât de repede aici la Oameni de Poveste, pentru că era momentul și, cum zicea și Oana, mereu ne facem timp, pentru că eu, așa cum știu și cei de acasă, în 2017 mi-am propus să vorbim despre oameni verticali, despre oameni frumoși, talentați, pasionali. Iar Grigore Tepopa era un om, un om cât un munte din toate perspectivele, un om cu un destin uimitor. Zic rău ce zic? Zici foarte bine. Au zis rău cei care i-au vrut rău în perioada comunistă și, așa cum spun cei din familie, dacă legionarii i-au pus gând rău, cei care l-au ucis au fost comuniști. Și, într-adevăr, ce spui că e o personalitate verticală, cred și din ce am citit și din ce am vorbit cu oamenii care chiar l-au cunoscut, poate o personalitate, poate cea mai emblematică personalitate a medicinei românești din toate perspectivele, din toate unghiurile, ca cercetător, ca om de familie, ca scriitor, ca antreprenor social, orator, pentru că dacă ați văzut, am postat recent pe pagina mea de Facebook un comentariu la o postare a domnului Liviu Antonesei, prefațatorul acestui volum, în care spunea o doamnă care își amintea de un înaintaș cu care s-a întâlnit și care îl urmărise pe Grigore Tepopa ca orator, erau sălile, amfiteatrele pline, indiferent de conferințele pe care le ținea medicale sau numai și pe afară lumea. Adică era puțin se mai întâlnesc în zilele noastre așa personalități. Să faci ce zice Popa e un risc. Să faci ce a făcut Popa e o jertfă. Richard Constantinescu, mulțumesc! Mulțumesc tare, tare mult! Am în braț o bijuterie, stați un pic, că nu e așa. Am în braț o bijuterie, pericolul neisprăviților. Miroase a cald, e caldă, e fierbinte. Oana Popa și Richard Constantinescu aici de față. Trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. În cartea asta avem o poveste, o poveste minunată. Eu încă n-am citit cartea, de-abia aștept să o citesc. Apropo de citate și apropo de faptul că trăim din citate pentru că altfel nu se poate, el a fost o enciclopedie și eu trăiesc din povești. Eu nu l-am cunoscut. Tatăl meu avea un an când el s-a prăpădit, dar sunt mândră că tatăl meu a fost singurul lui nepot care i-a stat în brațe și a mers cu el de mână. Tatăl meu i-a dat porecla de Bicu. Și știi de ce? Pentru că nu putea să-i spună bunicul. Și așa că Bicu și cu Bica, Florica Popa, au fost oamenii mei de poveste. Prin ei eu m-am format. Am avut șansa să trăiesc cu străbunica mea 5 ani în aceeași casă și pe urmă până s-a prăpădit în casa bunicilor. Ne vizitam frecvent, că eram foarte legate una de cealaltă. Și mi-a povestit o groază de lucruri. Nu l-am cunoscut pe Grete Popa, dar am cunoscut-o pe Florica. Și vreau să-ți spun că el a avut geniu, el a avut inspirație. Ea l-a făcut să fie ceea ce a devenit. Pentru că nimic, absolut nimic, nu conta decât personalitatea lui și evoluția lui medicală. Tu știai că lui Grete Popa era silă de sânge, de exemplu? O, Doamne! Da!
N-am să spun foarte multe, vă așteptăm mâine, nu? La Facultatea de Medicină, pentru că acolo voi dezvolui mai multe secrete despre din familie. Dar așa mi s-a povestit, că în momentul în care ei au trebuit să-și aleagă specializarea, pentru că el intrase la medicină, la primul contact cu sângele a leșinat. O, Doamne! Eu sunt cu partea de cancanuri din familie. Richard o să vă spună, din punct de vedere științific, toată documentația familiei am dat-o pe mână și profit de ocazie să-i mulțumesc public pentru tot ce face. Corect. Dacă nu era el, nu știu dacă ar fi apărut vreodată cărțile astea, pentru că niciunul din noi nu putem să ne asumăm un așa mare geniu ca să putem scrie. Am fi subiectivi. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a inventat Richard în viața noastră și că a apărut și că mi-a scris acum 2 ani pe Facebook și că mi-a zis să ai o poză în care semeni cu cineva pe care eu îl iubesc foarte tot, pot să vii să te vizitez. Da, așa. Este Richard Constantinescu, este omul pe care ne bazăm. E atât de pasional și uite că aici, pentru comunitatea noastră, Iași, Moldova, înseamnă un moment, un moment, cine știe, peste 100 de ani, cum se va vorbi despre Richard Constantinescu. Mă gândeam, chiar înainte să intrăm în emisie, dacă ne-ar vedea Grigore Te Popa, oare ce ar plăcea să vorbim despre el? Sincer, ce simt eu și mă simt oarecum responsabilă, de aia am venit la Iași, pentru că eu locuiesc în București, nici pe care în București m-am mutat într-un sat, pentru că mă întorc la... Să-ți el a fost de bine. Fiu de țărani, apropo. Sincer, mă simt responsabilă să le spun copiilor, studenților de astăzi, să nu se lase cumpărați. Să nu se lase manipulați. Grigore Te Popa a fost un model. Fetele, toate studentele lui, îi purtau poza la medalionul de la gât. Atât era de frumos și atât era de impozant. Și astăzi stăteam de vorbă cu... Mă uit în ochii voștri acum și vă spun, astăzi stăteam de vorbă cu mătușa mea, cu fiica lui Grigore Te Popa și îmi spunea că din totdeauna el a avut o ținută. A avut un mers impozant, o privire, un zâmbet pe care nu-l putea învăța de nicăieri. Prin simpla lui prezență, prin simpla lui atitudine, impunea și automat deranja. Și exact așa cum am să spun și mâine. Cred că dacă un sfert din generația tânără ar avea curiozitatea să-l caute, să-i caute spiritul, să-i caute, geniu pe undeva. E greu. Eu de-abia acum îl descoper. Și ar putea învăța să spună nu cu demnitate și atunci când trebuie. Și atunci poate că cineva acolo sus s-ar teme. Corect. De vocea lor. Grigore Te Popa era un om de temut. Tot mătușa mea îmi povestea astăzi că în momentul în care a fost arestat după conferință pe care a ținut-o la Ateneu și unde a spus lucruri foarte deranjante pentru, da, pentru regimul comunist de atunci, conferința se chema Mai este de actualitate morală creștină. Vă dați seama cam cum suna pe vremea aceea. A doua zi au venit să-l aresteze de la Facultatea de Medicină din Iași. Toți studenții din București. Toți studenții din toată țara, toți studenții de la toate facultățile, atenție, ca să vedeți cam cât de mare era acest om, au venit și au înconjurat Facultatea de Medicină și nu au lăsat securitatea să intre. El era în laborator cu străbunica mea atunci, lucrau. Da. Deci nu... Și de atunci a început, se pare, a fost începutul sfârșitului. Deci, pe undeva, de asta am și acceptat rugămintea familiei de a reprezenta eu. Eu sunt o revoluționară, la fel ca și el. Da. Sunt cea care, de când m-am născut, am spus nu. Din principiu am spus nu. Și știi și tu că lucrezi în televiziune, orice producător de televiziune adevărat și orice lider începe fraza cu nu, se poate. Richard Constantinescu începe cu da, pentru că atunci când s-a apucat de lucru, nu s-a mai oprit.
Când a fost momentul acela cu M mare în care doctorul Richard Constantinescu a zis așa: Grigore, te Popa e geniu, cum zice Oana Popa, și avem nevoie ca toată România de azi, 2017, studenți, dascăli, medici, să-și aducă aminte cine era omul ăsta, ce făcea, cum făcea, când făcea. Am citit că, într-adevăr, oamenii nu că înghețau pe lângă el, erau fascinați de cum vorbea. A fost un model. Exact, asta un model. Cred că prin 2002 am început să îmi pun mai acut întrebarea cine a fost Grigore Tepopa. Atunci când am primit un exemplar din Reforma Spiritului, o carte esențială a lui Grigore Tepopa, publicată, în fine, într-o ediție modestă, dar pe care o vom publica în colecția aceasta pe care o ai în mână în curând, și, să zic, din 2002-2003, dar mai acut, după întâlnirea cu Grigore Popa sau Grigorel Popa, fiul, bunicul Oanei, pe care Oana l-a cunoscut, după întâlnirea din 2005 și ulterior cu doamna Marilena Dalbon, fica, care trăiește în Iași, mi-am luat o teză de doctorat cu titlul Grigore Tepopa, medic, scriitor și publicist. Dar asta spuneam, întâlnirea cu opera sa capitală sau o importantă operă cum este Reforma Spiritului m-a marcat, pentru că avea spre final niște texte legate de ce spunea și Oana, frică, și spunea undeva că dacă ar putea comuniștii ar arde și celula nervoasă cu fierul roșu, așa de intruziv sunt în personalitatea omului. Și am mers atunci în satul Șurănești, actualmente Emil Racoviță, am descoperit casa de unde a plecat, am descoperit, spunea Oana, el era o personalitate verticală, impozantă, și am găsit singura fotografie în care este mama sa, Maria Popa, care a murit când băiatul ei avea 5 ani și era ea în picioare, o fotografie. Noi știm de obicei că femeia stă jos și bărbatul stă în picioare în fotografiile vechi. La o fotografie de sfârșit de secolul al XIX-lea era Maria Popa, casnică, cu o umbrelă în mână, vertical, așa, era o continuare interesantă, și jos stătea cu o batistuță în mână tatăl Teodor Popa, funcționar în comuna, în satul Șurănești, și mi-am dat seama că ceva din Maria Popa a preluat Grigore, fiul ei, pe care îl vedeam într-o altă fotografie pe care am descoperit-o, cu tatăl său de astă dată, la puțină vreme după ce mama l-a părăsit, în picioarele goale, un copil de țară, care a crescut cu o mamă vitregă, care e interpretarea mea din scrierile sale literare, că au un caracter profund autobiografic și transparent, cel puțin interpretarea, că nu prea l-a iubit mama vitregă și că asta l-a afectat pe el, dar a lăsat, cel puțin așa spune tradiția familiei, că mama s-a lăsat cu limbă de moarte ca pământul pe care l-avea să fie vândut și copilul ei să poată să meargă în capitala Moldovei, la Iași, să facă studii, și a ajuns, e o imagine fascinantă, în actualul colegiu Mihail Sadoveanu, Liceul Național, a ajuns un copil cu un paltonaș rupt și s-a așezat în bancă, urma să dea examen. Și erau foarte lăcuite amfiteatrele atunci și spune că s-a așezat pe o bancă și a fost jenă să spună paltonul lui jerpelit pe bancă și l-a așezat pe jos în amfiteatru și a alunecat până aproape de biroul profesorilor. A intrat cu succes la Liceul Național și spune că era așa de bucuros că a intrat la liceu, că a mers o vreme pe taponul tramvaiului și era ca o albină în preajma roirii. Și el era
impresionat de haina militară, poate și de aici ținuta sa, și povestește el că mergea pe stradă și urmărea un militar. O fi văzut pe semne militari în sat, în Vaslui, dar aici văzuse probabil ofițeri în Iași, și era un ofițer îmbrăcat frumos cu vipușcă la pantaloni și a zis că așa s-a uitat după el până când a intrat într-un stâlp. Da, tot ceea ce îmi povestiți aduce în lumină un om, un om de lume, un om care a știut să-și trăiască viața din toți rărunchii, din viscere. Impunea, era un model, dar în același timp era și foarte iubit și iubea. Era adorat, nu iubit. Era adorat. Adorat era de către studenți. Și pot să-ți spun că în perioada legionară, dacă nu a fost omorât de legionari, se datorează unui student care era legionar și care i-a spus la un moment dat, fugi, că ești pe lista neagră și mâine ăștia te execută. Uite, și așa, s-au, așa a scăpat el de legionari. Atât era de iubit. Îți dai seama, dacă toți studenții de la toate facultățile s-au unit să-l apere pe omul ăsta, cam care era notorietatea lui în țară? Că el venea de la Iași, a fost și la București, a fugit de comuniști, a fugit de legionari, a fost tot timpul o familie hăituită, ca să zic așa. Și ăsta, Mihail Sadoveanu, care era un deservitor al regimului comunist, fie vorba între noi, și care a fost coleg la Însemnări Ieșene. El a fost fondatorul revistei Însemnări Ieșene împreună cu Sadoveanu și cu Topurceanu. Spunea la un moment dat că, indiferent de vremuri și de politici, nimeni nu-i va închide gura lui Popa. Ca dovadă. Ca dovadă. S-a inventat un Richard care să ducă mai departe. Nu, asta n-am știut-o până aseară când am vorbit cu Oana de spus aceasta lui Sadoveanu. Interesant pentru cei din Iași, pentru literați. Scrisorile dintre Sadoveanu și Grigore Tăpopa pe care le-am văzut, dar mai ales scrisorile lui Sadoveanu în perioada ieșeană, Sadoveanu îi cerea lemne când era epitrop Grigore Tăpopa. Îi cerea tot felul de intervenții la pile pentru examen, ceea ce nu exista așa ceva la Grigore Tăpopa, un om vertical să pună pile Sadoveanu. În momentul în care, și asta știu de la doamna Dalgol, fiică, în momentul în care Sadoveanu făcuse pactul cu comuniștii, era în București, s-a întâlnit prin piața Palatului cu Grigore Tăpopa, mergea Grigore Tăpopa pe jos și o mașină neagră cu geamul fumurii s-a deschis o ușă și era Sadoveanu, care l-ar fi poftit înăuntru pe Grigore Tăpopa, și el i-a spus, domnule Sadoveanu, sau cum i-ar fi spus, cum se adresa, cum i-ar fi spus, eu am rămas proletar, mulțumesc, merg pe jos. Din Însemnările Ieșenei, Sadoveanu era cam singurul plătit. Toți ceilalți, și Bica și Bicu Lumana, erau cei care susțineau nu numai moral, ci și financiar publicația Însemnări Ieșene, care pentru ieșeni și nu numai, trebuie să fie un moment, să rețină această publicație ca un moment esențial în cultura românească, pentru că între 1936 și 40, în acel Institut de Anatomie, unde astăzi e o sală interesantă, unde pătrund bobocii sau elevii de liceu să-și depună dosarele, să acceadă pe tărâmul anatomiei, în acea sală și pe acele trepte de la Institutul de Anatomie, trebuie să ne gândim că au urcat Popa, Sadoveanu, Codreanu, a venit la un moment dat și George Călinescu la Însemnări Ieșene, și Pica făcea prăjituri și le aducea prăjituri și cafele celor care erau la ședințele Însemnărilor Ieșene, iar singurul care refuza era și mai delicat și mai, eu știu, Topârceanu, gândindu-se că în subsorurile și prin sările de disecție sunt cadavre, el o refuza pe doamna Florica Popa, îi refuza cafelele și prăjiturile.
Suntem pe urmele unui geniu, cu Richard Constantinescu, expertul nostru în comunicare medicală, doctorul Richard Constantinescu, datorită căruia suntem astăzi aici, datorită căruia Grigore T. Popa este astăzi cu noi. Este cu noi și strănepoata, Oana Popa. După pauză, mai povestim. Da, suntem din nou în direct la Oameni de Poveste. Mulțumesc tare, tare mult că astăzi v-ați făcut timp de noi. Așezați-vă! Continuăm, pentru că pe 1 mai s-au împlinit 125 de ani de când Grigore T. Popa venea în lumea asta mare și lumea asta mare a ales ca Grigore T. Popa să se nască aici, în România, să fie al nostru. Astăzi, lângă mine, doi oameni de poveste. Doctorul Richard Constantinescu, mulțumesc tare, tare mult că sunteți astăzi cu noi și Oana Popa, strănepoata lui Grigore T. Popa. 125 de ani de Grigore T. Popa. Mă gândesc, oare studenții, miile de studenți care calcă în fiecare zi prin universitatea noastră dragă, din centrul Iașului, știu pe urmele cui calcă? Unii știu, unii nu știu, unii vor afla, dar cu siguranță cred că, așa cum zic că istoria medicinii e o disciplină pentru elite și cum am intitulat după o vorbă de a lui Grigore T. Popa, unul dintre capitole care spune îndrăgostit de elite, la un moment dat va intra în rezonanță cu vreun student care va merita să primească mesajul lui Grigore T. Popa și va descoperi și viața sa și opera sa medicală pe care o află cei drept de la anatomie, pe care o află de la multe discipline în care se vorbește despre omul de știință Grigore T. Popa, dar ce mi-am propus este să le putem oferi studenților despre care spuneți publicului mesajul lui de om al cetății, de literat, de om care permanent a spus că trebuie să ne complicăm biografia, în sensul că, spune așa, un medic este un hemiplegic dacă nu este dublat și de un om de cultură. Și de aceea el a deranjat și a tulburat pe mulți intelectuali ai vremii și cred că nici cei de astăzi nu se simt prea bine citindu-i sau ascultându-i mesajele, în sensul că a spus că medicul, omul de știință, profesorul, preotul, nu trebuie să fie decât preot și are un text pe care l-am publicat aici, se cheamă Fiecare la locul lui, pentru că nu trebuie să amestecăm lucrurile și dați-vă seama că un cercetător, un savant, risipindu-se în foarte multe domenii pentru care nu are aplecare, nu poate da performanță. Acum ne putem gândi, dar tocmai el recomanda să-ți complici biografia, dar era ideea de a putea să interacționezi cu oamenii din comunitate, să ridici nivelul cultural, ceea ce el a făcut încă din studenție, propunea și scria, imaginați-vă un student la medicină care scrie o scrisoare ministrului instrucției, educației, cum ar fi astăzi, în care solicită o aprobare specială ca el și colegii săi să meargă în sate să țină conferințe de ridicare a nivelului sanitar și cultural al țăranilor. Și de asta spun că e bine să ne complicăm biografia, dar să ne complicăm biografia cu ce știm să facem. Că știm să scriem poezie, că știm să acționăm în societate cu latura noastră, dar să nu fim, cum el spune aici, nu semidocți, ci neisprăviți. Și era o vorbă care, ce am descoperit și am scris în postfață, circula printre anume intelectual și o să-l citesc pe Vasile Pârvan, la fel de acid ca și Grigore T. Popa, la fel de vertical. Și dacă studenții îl descoperă, cu siguranță ceva se va zdruncina în interiorul lor, că nu are un discurs căldicel. Grigore T. Popa nu a fost deloc căldicel, nici în știință pe care o făcea cu pasiune, nici în ceea ce scria, nici cât a fost prim epitrop și trebuie să spunem
celor care ne privesc, ieșenilor, că Spitalul Sfântul Spiridon sau fosta Epitropie Sfântul Spiridon, în care Grigore Tepop a fost prim epitrop, el nu și-a ridicat salariul vreme de multă vreme pentru a se cumpăra o mașină destinată instituției. Și multe din relatările studenților spun că dădea bani studenților săraci, pentru că el singur a înțeles, și cum am spus, ce înseamnă să fii copil sărac și pe cât era de serios și de sever cu studenții, pe atât era în privat de apropiat față de ei. De patern. Da, exact, un destin fabulos. Un om care a trecut prin toate etapele vieții cu capul sus, într-o frondă. Doar cu capul sus. Exact, că tot a venit vorba de nu la acela potent. Da, dar cumpătată și determinată. Atenție, că nu, pun nu-ul acesta are mai multe forme. Corect. La Grete Popa, nu, când spunea Grete Popa odată nu, păi se dărâma jumătate de țară că s-a spus Grete Popa nu. Adică era atât de determinat și de fondat și cu atât de multe argumente în spate, bine, vă dați seama, vorbesc la figurat acum, încât... nu puteai să vii cu contraargumente să spui, bă, nu, bă, că așa e. Așa e cum zic eu. Era nu lui Popa, era clar nu și nu, da. Nu era negociabil. Acum, mulți spun nu, dar nu știu de ce. Știi cum e. Timpul fuge ca nebunul și vreau să ne așezăm puțin în eveniment. Mâine, la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, la ce oră ne vedem? Ne vedem la ora 17. Da. Întâi în... holul și în Muzeul de Istoria Medicinei, unde am organizat o expoziție fotodocumentară cu cărți scrise de Grigore Tepopa, de literatură și științifice, cu documente pe care le-am adunat de-a lungul vremii și le expunem acolo în niște vitrine. Vom proiecta un documentar pe care l-am realizat cu o televiziune în urmă cu câțiva ani, care se cheamă, interesant, Grigore Tepopa, Anatomia unui caracter, iar începând de la ora 17:30 în aula George Emil Palade. Și mi s-a părut foarte interesant următorul aspect, că la ziua lui Grigore Tepopa, deci care e patronul spiritual al universității, se desfășoară un eveniment dedicat lui în aula patronată spiritual de George Emil Palade, care a fost elevul și asistentul său pe care Popa l-a recomandat americanilor și a primit, și mă spun după o zicere a unui amic de-a meu, că este nașul singurului premiu Nobel luat de români. Deci, în aula patronată spiritual de elev vine cumva și este sărbătorit profesorul său. Începând de la 17:30 voi susține o prelegere pe care am intitulat-o Grigore Tepopa, Dragostea dinterbelic. Dragostea dintre Bicu Bica. Și Bica. Mi-a fost greu inițial, după ce m-am îmbibat cu gândirea lui Grigore Tepopa, să mă adaptez la Bicu și Bica, dar după aceea s-a mai suprapus un strat. Când am citit scrisorile pe care familia și celelalte documente pe care le-am primit de la familie, am descoperit intimitatea, cu mențiunea că ceea ce nu trebuia să fie comunicat posterității, a fost cenzurat, probabil că de Bica, nu știu dacă de Grigore Tepopa, este subliniat cu negru, acoperit o parte din text, dar acolo l-am descoperit și pe tăticul Grigore Tepopa, care trimitea mamei, soției sale, scrisori, dar trimitea cărți poștale scrise de tipar mare către Grigorel, către Florinica, și presemne că Bica învățase să citească și primea din Statele Unite fiecare copil câte o carte specială, o carte poștală dedicată. Apoi, după acest periplu prin intimitatea celor doi și prin povestea lor de dragoste, care începe pe frontul Primului Război Mondial, când au început să scrie, și se încheie în mod tragic în perioada
comunistă atunci când el a fost prigonit și am spus și vreau să repet și să subliniez pentru telespectatori, cred că dacă s-ar pierde, asta e opinia mea, dacă s-ar pierde tot ce a scris Grigore T. Popa, s-ar șterge faptul că a fost cercetător și a descoperit atâtea și atâtea lucruri și ar rămâne acel fragment de scrisoare pe care dacă l-am decupat și l-am pune într-o ramă, poate sta onorabil alături de ceea ce spuneau cei care au stat la Iud. Spune așa: dragă Florică, trebuie să știi că suferința de astăzi ne onorează și dă vieții noastre un sens. Și spune după aceea: știi foarte bine că puteam să mă cocoț pe orice, pe oricare bancă aș fi dorit, se referea la orice rang social, dar aș fi avut, și țineți minte că e o chestie, mă cutremură de fiecare dată când o povestesc, aș fi avut un suflet prostituat și o conștiință morală tulbure. Adică niște vorbe care îl pot așeza alături de mari gânditori creștini. El care, așa cum spunea și Ioana, și-a încheiat cariera și i-a fracturat existența acea conferință morală creștină și timpurile actuale, dacă mai este posibil, credința în Iisus Hristos, și care se încheie cu întoarcerea la știință și mai multă morală creștină, și ceea ce am aflat recent de la fiica sa, el le-a spus în sală, înapoi la Iisus Hristos? Adică cred că dă de gândit și faptul că studenții și profesorii când intră într-o universitate pe frontispiciu căreia scrie Grigore T. Popa, cred că ar trebui numai să se plece ca Ștefan cel Mare când intra în mănăstiri, ci să fie mândri că printre puținele universități din țară noi avem un om vertical. La final vom lansa cartea aceasta pe care editura Grigore T. Popa a scos-o în aceste condiții de lux și țin să le mulțumesc colectivului întreg al editurii și universității și domnului rector care au putut să, împreună cu care am pus în scenă acest eveniment, vom lansa cartea Pericolul neisprăviților, a doua carte după Jurnalul lui Savant pe care l-am publicat în 2014. Va fi prezent domnul profesor Ostin Mungiu. E interesant că Chiar astăzi mi-a zis că a citit Jurnalul lui Savant Român în America, în care Grigore T. Popa spunea, din 1925, când era în Chicago, că în abatoare erau dușuri. Și se întreba de ce nu e posibil ca în Institutul nostru de Anatomie, unde sunt cadavre, mizerie, ca studenții și profesorii să poată face un duș. Eu n-am știut că au existat cândva, după ce a venit din America, el a transpus și a văzut în laborator și a făcut dușuri la demisolul Institutului de Anatomie. Și profesorul Mungiu, a cărui tată a fost laborantul lui Grigore T. Popa, așa se o premieră, mi-a spus așa, astăzi mi-a spus profesorul Mungiu, că am citit asta și n-am știut că eu făceam dușuri când eram copil, în dușurile pe care le-a făcut Grigore T. Popa. Și va însoți demersul acesta editorial și prefațatorul domnul Liviu Antonesei, cărora le mulțumesc, mulțumesc universității și tuturor celor care m-au sprijinit pentru a putea avea acest volum impresionant și sperăm ca în cursul acestui an să-l sărbătorim. Și noi mulțumim doctorului Richard Constantinescu. Datorită lui avem și următoarea mărturie. Stați aici! Regretatul profesor Grigore T. Popa, pe care l-am avut eu, fiind student la medicină, ca profesor de anatomie, care era un om totul deosebit, un mare savant, un mare cărturar despre care la vremuri liceea erau multe articole care își amintea, care îl desemna ca unul din savanții în anatomie a țării noastre. Era un om înalt, plăcut, cu un fizic foarte plăcut. Era un om de o acuratețe sufletească deosebită. Ținea la noi studenții. Ne vorbea frumos. Dădeam examen, țineam primul rând niște cursuri excepționale, care, deși anatomia este o știință mai aridă, dar el căuta cât posibil să aducă un surplus în ariditatea acestei științe, să dea un conținut destul de frumos
în timpul cursurilor, ca să fim cât mai atenți, cât mai așteați pentru cursurile de anatomie. Venea împreună cu colaboratorii domnii sale, înconjurat de mari personalități era. Și sunt fericit că l-am avut pe Grete Popa ca profesor de anatomie. Am fost ultima serie a profesorului Popa de la Facultatea de Medicină din Iași. Domnia sa a plecat la București. A fost extraordinar de bine primit la București. Deja era o somitate, deja era un mare savant și era o personalitate care deja trecuse hotarele noastre. Cum vreo 15 ani de zile se sărbătorea 100 de ani de la nașterea lui Grete Popa. Am stat chiar lângă fica domniei sale, doctorița Florica Popa, și mi-a povestit de tragica lui moarte care s-a săvârșit în București. Și a stat ascuns în vatra luminoasă la niște prieteni. Între timp s-a făcut o urămie, la scurt timp s-a prăpădit. Dar vreau să spun că în timpul ăsta cât el a stat ascuns, doamna Popa, pe care i-am avut o conferențiară la anatomie și s-a ocupat în special de osteologie, era foarte severă, foarte severă cu noi și trebuie să învățăm. Buchea mult, știți că la medicină se buchești mult, ci greșise că avea concepții mai moderniste, mai normale, să zic așa, în civilizația din vremea aceea a țării noastre. Și a fost foarte mult apreciat și plâns de toți cei care l-au cunoscut. Astăzi eu sunt mândru că am fost un elev a profesorului Grete Popa, personalitate de marcă a medicinii țării noastre și a medicinii internaționale. Ne-am întors aici în studio pe ultimele minute din oamenii noștri de poveste, o mărturie pe cât de frumoasă, pe cât de sensibilă, pe atât de coerentă și de vie. Parcă îl vedeam pe Grigore T. Popa cum un fost student vorbea despre omul acela înalt și impozant. Vreau să vă spun că da? Sper ca în anul acesta să-l puteți și vedea pe film. Nu o să dau mai multe amănunte, dar sper să pot face rost de o înregistrare cu Grigore T. Popa din 1945. Nu știu dacă putem să-i vedem, să-i ascultăm și vocea. S-a distrus la bombardamente, s-au distrus benzile de magnetofon de la Radio România, dar sper să pot găsi filmul în care îl putem vedea pe Grigore T. Popa ținând o conferință în 1945 la București. Să dea, domnul! Și pentru că eu sunt într-un fel om de film și de televiziune, chiar astăzi vorbeam cu mătușa mea că părerea mea este că dacă din atâtea povești adunate la un loc, dacă cineva s-ar gândi să facă un film despre viața acestui om, eu sunt convinsă că ar lua premiu. Nu știu ce premiu, dar sunt convinsă că ar lua premiu. Așa cum doctorul Richard Constantinescu a reușit ca în ultimii ani să ni-l aducă aproape de sufletul nostru pe Grigore T. Popa, cu siguranță că ne aliniem discursului tău și cu siguranță că ar fi un film. Eu aș vrea să fac, asta este așa, un vis de-al meu. Este atât de fascinantă viața acestui om, încât nu știu dacă într-o eră în care cărțile sunt, din păcate, repet, din păcate, trecute mai la depou, așa, nu știu dacă nu ar merita acest privilegiu să se facă un film despre el, dar nu știu ce actor să găsim, că era atât de frumos, încât nu știu dacă mai avem actori atât de frumos în România. O să găsim. Altceva vreau să spun, aș vrea să fac un call to action pentru mâine. Mâine la ora 5:30, nu? Ne vedem în aulă. Acolo vom povesti despre viața lui și despre cine a fost acest om de fapt. Și aș vrea să fac un apel către toți studenții. Fraților, merită să vedeți în facultatea care îi dă numele, pe unde învățați, asta vreau să spun. Corect. Merită să vedeți, cam cum vorbesc cu oamenii despre patronul facultății voastre și cam ce înseamnă medicina. Este total diferit față de ce credeți voi că este medicina. Mamă, fac medic și am spart pe ăștia cu șpăgeri. Nu e așa. Nu e așa. Este o religie medicina. Merită să vedeți
cum acest om a putut să facă din medicină o artă și exact o religie, așa cum spuneam. Mulțumesc tare, tare mult pentru discursul ăsta. Într-adevăr, mâine vom fi acolo, prezenți. Richard Constantinescu, mulțumesc tare, tare mult și pentru momentul ăsta de poveste. Oana Popa, mulțumesc mult, mult, mulțumesc mult de tot. Ne luăm toate emoțiile și mâine mergem la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, pentru că acolo va fi așa la scară largă toată povestea. Aici doar un pic de... tiz. Ce așa, să zic, da. Oameni buni, vă mulțumesc și să dea Domnul să fie bine. Așteptăm filmul Richard Constantinescu, Oana Popa. Eu vă să veniți mâine să vedeți ce a făcut Popa. Exact. Noi ca noi, dar să-l vedeți pe el. Mâine e ziua lui, deci vă așteptăm. Corect. Să vă fie bine și să fiți mai buni, mereu și mereu.